Eu cred că ambele echipe meritau acest punct. Deci, s-a întâmplat să nu câștige nimeni, părerea mea că nimeni nu este supărat, noi ne-am atins obiectiv, am venit să nu pierdem, știam că întâlnim o echipă foarte bună, un teren incomod, am strâns câteva meciuri destul de importante, le-am câștigat și vrem până la final să mai strângem și cele trei puncte de acasă, să ne atingem obiectivul, menținerea pe primul loc. Un campionat foarte bun făcut de ACS Comuna Recea, primul loc, un loc meritat. Este obiectivul dumneavoastră promovare în acest sezon? Am pornit cu gândul să ne menținem în Liga 3, dar dacă rezultatele și forma sportivă a jucătorilor și bineînțeles cu susținerea Comunei Recea și a Consiliului Județean, de ce nu? Ar fi un lucru foarte important pentru Baia Mare și pentru această comună care are oameni inimoși și mulți oameni care vin etapă de etapă și susțin această echipă. Shooting star.